Pronosticurile organizatorilor s-au împlinit, iar Andreea Arsinte și Constantin Brânză au fost mari câștigători ai competiției. Andreea este cea mai tânără participantă, are 21 de ani, este din Botoșani și a participat pentru regionala Iași și este deja dublă campioană balcanică. N-am avut adversari, m-am simțit foarte bine. A fost o cursă așteptată. Am muncit mult și sper că rezultatul a fost cel care l-am așteptat. Acum o să văd la Balcaniadă dacă sunt suficient de antrenată sau nu. Constantin Brânză este tot moldovean, reprezintă Bacăul, iar anul trecut a obținut medalia de aur la Balcaniada de la Sibiu. Mă simt bine. După cursă nu credeam că o să fie mai greu, mă așteptam mult la mai greu. Sunt bucuros că am reușit să mă calific din nou la Balcaniada. De 5 ani de când am fost, în fiecare an am venit cu medalie la Balcaniada. Sperăm să facem și anul acesta. Un premiu special a fost acordat Galeriei Galați, o galerie de tradiție. Un premiu special pentru cea mai frumoasă galerie. Decanul de vârstă al competiției din acest an are 60 de ani. Ioan Erciu a participat și la prima ediție a Marșului Factorilor Poștali, care a avut loc la București în 1977. Câștigătorii primelor 5 locuri la băieți și a primelor 3 locuri la fete vor participa la Balcaniada, care va avea loc în Turcia la toamnă. La Balcaniada de anul trecut, de la Sibiu, România a obținut 3 medalii de aur și 2 medalii de bronz.